Ministrul Educației ia măsuri împotriva plagiatului și a imposturii academice. Primul pas în acest sens a fost introducerea cursurilor de etică și integritate academică pentru ciclurile de studii de master și doctorat. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a salutat decizia ministerului, reamintind opiniei publice că a solicitat în repetate rânduri clarificarea prevederilor privind modul în care funcționează și sunt evaluate școlile doctorale, precum și introducerea unor sancțiuni extrem de aspre pentru abaterile privind integritatea academică.